Câteva zile ne mai despart de sărbătoarea Învierii Domnului, așa că a început și agitația după cumpărături. Magazinele au fost luate cu asalt de megidieni dornici să cumpere cât mai multe produse pentru masa de Paști. Forfotă mare a fost și în piața centrală, unde au ajuns și primii comercianți cu miei tăiați la vânzare. Primii miei de Paști au apărut ieri în piața centrală din municipiul Megidia. Pentru un kilogram de carne de miel tăiată, localnicii trebuie să plătească 20 de lei. Vânzătorii spun că prețurile sunt la fel ca anul trecut și că deocamdată vânzările merg bine, deși speră ca în zilele următoare acestea să crească. Cei care speră că înainte de Paști prețurile la carne de miel ar scădea ar putea avea parte de o surpriză neplăcută, pentru că vânzătorii spun că cel mai probabil acestea vor crește din cauza faptului că miei sunt puțini. În aceste zile, oamenii legii împreună cu specialiștii Direcției Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor Constanța desfășoară acțiuni pentru verificarea legalității operațiunilor cu produse din carne, pește și a celor specifice sărbătorilor pascale.